O femeie puternică inspiră iubire și ură dopotrivă, însă una inteligentă știe să crească din ambele. Când ziarul Armatei Roșii a numit-o ironic Doamna de Fier, Margaret Thatcher nu s-a simțit ofensată, ci provocată să fie la înălțimea poreclei, și a fost. Prima femeie prim-ministru, ea prefera să se prezinte ca primul premier cu o diplomă științifică. A studiat chimia la Oxford după ce ca fetiță și-a șocat familia religioasă. Nu credea în îngeri. Calculase că le-ar trebui un stern de 2 metri ca să-și susțină aripile. Oricum o apreciezi, cariera ei politică e impresionantă. În economie și administrație, Thatcherismul e un întrecurent de gândire. Maggie Thatcher nu a guvernat cu ochii pe sondaje. A dat mâna chiar cu politicienii rasiști din Africa de Sud și Rodezia, facilitând astfel tranziția spre democrație. Deși visceral anticomunistă, l-a susținut prima pe Gorbachev în încercarea de a reforma URSS-ul. Dură și încăpățânată, dar mereu pragmatică. Nu se temea să se facă de băcănie, crescuse în băcănia părinților și știa să țină socotelile în 11 ani la putere, a revigorat economia și finanțele britanice, deși cu costuri sociale enorme. N-a clipit la greva de un an a minerilor, nici la greva foamei din închisorile Irlandei de Nord. Când Argentina a ocupat insulele Falkland, a făcut război și a învins. Astfel, când liderul Chinei i-a spus că ar putea ocupa Hong Kongul în 24 de ore, i-a putut răspunde ochi în ochi. De ce nu o faceți? Marea ei mândrie rămâne însă alta. În anii 30, familia ei a salvat o fetiță evreică din Germania. Pentru asta, Maggie și sora ei făcuseră o chetă în tot orașul. An mai târziu, intra în istorie spunând că nu există bani publici, ci doar banii cetățenilor. Între timp, devenise de fier, dar a rămas o doamnă.